Ziua eroilor a fost sărbătorită în Suceava printr-un concert de cântece și versuri patriotice rostite de elevi de la școlile gimnaziale și liceele din județ. Evenimentul a avut loc pe platoul cetății de scaun a Sucevei. Îmbrăcați în costume populare, copiii și tinerii l-au întâmpinat cu emoție pe înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Momentul artistic a debutat cu un grupaj de cântece patriotice susținut de cei mai mici artiști ai arhiepiscopiei, copiii grădiniței Sfântul Ioan cel Nou. Astăzi este o zi grea, dar și frumoasă. Am cântat cu toții din drag pentru a ne slăvi eroii pentru această țară. Pentru mine, cântecul popular este frumos și adânc ca și un cântec din biserică. Eu voi dori să duc cântecul popular până prin toate zările. Am cântat din suflet pentru eroii noștri care și-au dat cel mai scump dar, viața, pentru neam și pentru țară. Frunzuliță, frunzuliță, verde se ja. Ia vezi, dragă mândruliță, ce mai arăsat. Se cuvine să ne aducem aminte nu doar de cei care au murit cu arma în mână în viacurile mai noi. Nu se cuvine să ne aducem aminte și de cei care au trecut la cele veșnice după vremi, imortalizați doar în amintiri și mai nou și în sinaxarele bisericii noastre ortodoxe strămoșești. Mai nou însă sunt și cei uitați, cei preoții care după vremi au păstorit și s-au jertfit pentru neam și pentru țara lor, începând cu cei care s-au făcut capitani în oastea lui Mihai și cei care au murit la Talerhof în timpul primului război mondial, doar pentru vina de a fi români și de a fi ortodoxi. La final, ierarhul a oferit iconițe elevilor și diplome de vrednicie profesorilor acestora.